Avem primele imagini de la explozia celor două bancomate din Otopeni de ieri. Camerele de supraveghere din zona au surprins momentul exploziei, dar și pe o parte dintre atacatori. În doar 3 minute, hoții au reușit să fugă cu banii dintr-un bancomat și acum anchetatorii încearcă să le refacă traseul și să identifice. Ora 4 și 46 de minute, luni dimineața. Explozia se vede pe o cameră de supraveghere din apropierea băncii. Jaful nu durează mai mult de 3-4 minute. Aceeași cameră surprinde și primul echipaj de poliție. Atacatorii însă au dispărut. Imaginile reprezintă probe cheie în dosar. Camerele de supraveghere ale băncii i-au și surprins în acțiune pe 3 dintre atacatori lângă bancomate. Și vorbim despre profesioniști, spun surse observator. Dispozitivul, dacă este să mă întrebați pe mine, a fost făcut bine. Nu este un dispozitiv militar. Nu are nicio legătură cu ceva care să facă parte din spectrul armatei. Este un dispozitiv artizanal. Paletă de pizza. Așa este cunoscută metoda des întâlnită în modul de operare a hoților din alte țări europene. Un dispozitiv compact cu explozibil solid care se introduce pe fanta bancomatului. Suficient de bine cât să nu arunce în aer doar partea electronică, ci și ușa seifului. Polițiștii au ridicat toate probele de la fața locului și au audiat mai mulți martori. Există și un cerc de suspecți. Ce am putut să-l văd era blond și am purtat niște ochelari de vedere sau de soare și masca la gură. Erau 5 cu șoferul. Spălcat ceva, să-i vezi? Așa, nu, ei erau mascați. Mascați cu măști chirurgicale, mănuși și pelerine verzi. Profesioniști, dar lacomi. Au atacat două bancomate și n-au avut timp să ia și banii. Explozia a fost una extrem de puternică. Surse observatori spun că o parte din bani a fost găsită în interiorul băncii. O altă parte a fost găsită arsă. Acum reprezentanții băncii trebuie să vadă exact cu cât au alimentat cele două ATM-uri, cât au reușit să scoată clienții și cu cât au reușit să fugă atacatori. Prejudiciul exact nu a fost calculat încă. De la începutul anului, în toată țara au mai fost alte 5 astfel de atacuri. Puține dacă e să comparăm cu ce se întâmplă în țări precum Spania, Italia, Franța, Germania și Austria, unde spargerea bancomatelor e un adevărat fenomen. În mai 2019, mai mulți bărbați au aruncat în aer un bancomat de pe bulevardul Teodor Paladi din capitală. Un atac de doar 10 secunde cu o pradă de 100.000 de euro. Și atunci atacatorii purtau pelerine verzi, iar modul de operare a fost același, cu dispozitive de tip pizza slide. Surse observatori spun însă că nu vorbim despre aceiași atacatori.